Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor. Hey, hey, cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Jake, sunt un pop, un factor, un artist, un spot. Nu mânca zăpadă galbenă. Ce spune? Minus 10 grade, super! Ciudatule, tu crezi că este super? Chiar atâtea grade sunt? Nu am crezut că termometrele pot coborâ atât de jos. Nu ne puteți forța să ieșim pe vremea asta. Este un abuz, există legi pentru asta, știți? Haideți, trebuie să ne îmbrăcăm gros. O să ne distrăm atât de bine la carnavalul iernii, încât o să uitați de frig. În fiecare an, tata târăște întreaga familie în lovituri și țipete afară ca să ne dăm pe un deal cu săniuțele până ne degeră degetele. Dar mie îmi place carnavalul iernii. Jen! 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 Cred că anul ăsta o să încerc altceva totuși. Da! Puteți să ziceți că sunt nebun, dar nu cred că e iarnă până nu-mi văd răsuflarea. E frig, e foarte, foarte frig. Ogen! Deșteptule, așteptam chestia asta. Cred că mă duc să-mi iau o cafea să mă încălzesc puțin. Păstrează-mi un loc. Oh, perfect! Sculpturi în gheață! Nu uita, Andy! Ai promis că o să fii cu minte! Cred că se referă la competiția de anul trecut. Dar ce-i cu toți câinii ăștia? E tema anului, cel mai bun prieten al omului. Zdreanță, e mai bine ca realitatea, nu-i așa? Ia și godia asta murdară de lângă sculpturile mele în gheață. Vrea doar să-și facă prieteni. Câinii nu mai au voie în parcurile publice. Nu de când a intrat în vigoare propunerea 86. Da, și acești câini? Tinere, nu face pe deșteptul cu mine. Ei nu urinează peste tot în parc. Și acum plecați până nu chem hingherii. Goniți la o expoziție care celebrează cel mai bun prieten al omului. Ha, sper că ai simțul umorului, Streanță. Vrei să spui că ai plecat așa, pur și simplu? N-ai făcut nici măcar o farsă? Nu-ți face griji, prietene, o să inventez eu. Și acum 5 ani am obligat fabrica de hârtie să închidă și să golească rezervorul lor de deșeuri de sub pământ după ce acesta s-a spart și să curețe locul de reziduri. Donațiile voastre ne ajută să ne protejăm mediul. Recunoști zona asta? Parcul orașului. Da, exact, exact unde se ține festivalul iernii, mă înțelegi? Tot nu te înțeleg. Exact unde se află tancul acela gol de deșeuri. Pun pariu că doamna Weeble nu știe că toți căței stau pe deșeuri toxice. Și pe aici, dragul meu, iese hârtie din uscător și apoi intră la controlul calității. N-am dreptate, Frank? Larkin, ia vino încoace! Andy, trebuie să plec. O să vorbești cu Frank dacă vrei. Ne vedem acasă diseară. Imediat, domnule Croc! Am înghețat aici. Ce ți-a luat atât? Cine știa că hârtia are o istorie atât de lungă și de complicată, prietene? Știi ce faci aici? Da, farsa secolului. Limonada asta o să-și găsească drumul prin conducte în tancul gol de sub pământ. Pentru că tancul are o spărtură, o să iasă la suprafață și mâine dimineață parcul domnișoarei Weeble o să arate ca o toaletă pentru toți câinii ăia de gheață a ei, nesuferiți. Cineva mai devreme sau mai târziu trebuie să spună asta, ești un geniu.
E doar o altă zi în viața lui Andy Larkin, cel mai mare maestru al farselor. Acum hai să luăm și celelalte bidoane. Stai pe loc! Credeai că poți să te furișezi în spatele meu, nu? Nu-i așa? Nu? Ei bine, ce ai de spus în apărarea ta? Ia spune-mi ce faci acolo. Nimic, tată, doar patrulam în parc, cum spuneam. Termină cu prostiile. Te aud din partea cealaltă a parcului. Fii atent la farsorul ăla de Andy Larkin. Nu vreau să se repete treaba de anul trecut cu omul de zăpadă dezbrăcat. Înțeles, adică de înțeles. Este, am înțeles. Oh, iar tu? Sper că de data asta ți-ai lăsat acasă și Godia. Nu voi tolera murdărirea acestui parc de către câinele tău murdar. Da, doamnă, adică nu, doamnă, nu e niciun câine aici. Ce-i asta? Ce s-a întâmplat? Am spus clar fără câini. E un dezastru. Să vină poliția. Să vină primarul. Toată vă rog. Sunt acei băieți care sunt responsabili pentru toată nebunia asta. Știu sigur. Ce mai așteptați? Arestați-i! Ei, nu putem să-i arestăm. Nimeni nu i-a văzut făcând asta. De fapt, noi am patrulat prin parc toată noaptea și nu a apărut absolut nimeni. Poate că cineva a uitat să le spună câinilor de gheață că există o lege care le interzice să facă pe gazon. Tinere, nu știu cum ai făcut-o, dar o să aflu. Și când se va întâmpla asta, o să regreți ziua în care ai făcut farsa asta mică. Farsă mică? Acordați-mi mai multă încredere, a fost o farsă gigantică. Gata, oameni buni, plecați. Nu aveți ce vedea aici. Domnule, vă rog, circula. Jen? Deșteptule, ar trebui să fii mai atent când îți acoperi urmele. Nu știu despre ce vorbești. V-am văzut când ați ieșit din fabrica de hârtie cu bidoanele astea goale. Nu știu cum ai făcut-o, Andy Larkin, dar am văzut o grămadă din farsele tale ca să le pot recunoaște. Te întinzi cam mult. Nu ai cum să dovedești că e farsa mea. Eu nu trebuie să dovedesc nimic. Domnișoara Weebles trebuie să testeze zăpada pentru limonadă. Și acum, cine crezi că o să-i sugereze asta? Du-te și spune-i, nu-mi pasă. Nu glumesc deloc. Fă ceea ce trebuie să faci. Totuși încă am primit creditul pentru cea mai bună farsă. Măi, ce tot spui acolo? Dacă îi spui domnișoarei Weebles, admiți că nimeni n-o să-și dea seama cum am realizat farsa asta, nu? Pun pariu pe $50 că cineva o să-și dea seama. De ce nu zici pe $100? Mi-ar trebui niște bani în plus. $100, batem palma. Până la sfârșitul săptămânii o să fii descoperit. $100? Andy, nu cred că pot pune jumătate. Nu-ți face griji, a spus că nu o să ne spună ce are de gând să facă. Butonul acesta? Atenție toți studenții, Jen Larkin vă vorbește. Cu toții ați auzit de incidentul de ieri din parc. Jen? Adică mă refer la toaleta câinilor. Și cred că știu cu toții cine e responsabil pentru farsa asta. Și mă aflu aici să vă spun. A promis că nu se spună. Că ofer $100 premiu pentru prima persoană care poate reconstitui farsa și care îl poate demasca pe autorul acesta nerușinat. Atât am avut de spus. Foarte bine. Fac orice doar ca să văd cum o să fie prins netrebnicul ăla și cum o să plătească. Frate, ești terminat. Da, o să câștigăm cei $100 și după aceea tot o să vă luăm, știi, banii pe o lună pentru masa de prânz. $3 pentru 30 de zile înseamnă... Ei, frate, de ce faci înmulțirile astea pe timpul meu? Asta e doar tema pentru acasă. Trebuie să o spun, sora ta e foarte deșteaptă. Dacă cineva descoperă farsa, o să fim prinși și o să plătim $100. O să sfârșim prin a plăti premiul împotriva noastră. Nu o pune încă la pușculiță. Cum o văd eu? Este așa cum farsorul a făcut-o.
a urcat pe scară și când gardienii Ren și Stimpy erau departe, hey, a făcut treaba cu ajutorul acestei păpuși care face pipi. Tântălăule! Vezi? Nu ai de ce să-ți faci griji. Contrar celorlalte opinii, cred că farsa are mult stil și finețe. Cred că infractorul are curs la metode mult mai avansate. Desigur că atacul a survenit în timpul nopții, iar bombardarea a fost clară și definitivă. Cred că am fi auzit ceva de genul acesta. De ce nu se comportă cum trebuie? Andy 2, Gen 0. Cred că oamenii au privit treaba asta dintr-o direcție greșită. Trebuie să simplificăm și să lăsăm băutura să-și facă treaba eficient. Fierbând lichidul deasupra unei flăcări și adăugând puțină gheață, creăm un nor de vapori care se ridică în aer. Cu un vânt favorabil, norul de vapori zboară exact în parc, neobservat. După cum știm, când vaporii se răcesc, se formează condens, într-un cuvânt, ploaie. Stai puțin, norul ăsta e fierbinte, nu-i așa? Ce se întâmplă când se întâlnește aer cald cu aer rece? Păi, se formează o tornadă. Deci ce ai de gând să faci cu cei 50 de dolari, prietene? Scuză-mă, ce ai de gând să faci? Fac doar inventarul bunurilor tale personale. Văzând că nu ai cum să plătești cu banii jos pariul, o să iau în schimb echivalentul lor în obiecte, surioară. Încă nu s-a terminat. Mai pot câștiga încă. Corect. Și cum o să faci asta? Am văzut 20 de oameni. Nici măcar unul nu a reușit să afle cum am făcut această farsă genială. Mai am un as în mânecă. Și care ar fi ăsta? Nu poți să-mi spui pentru că ai promis că nu spui la nimeni. O să pierzi imediat dacă o faci. Și cine ți-a zis că o să spun? Atâta timp cât nu vorbesc, mă țin de cuvânt. Mai am încă bidonul, știi? A? Știam eu, probabil că deja s-a dus să ne vândă. Trădătoarea, trebuie să o fac să-mi plătească 200 de dolari. Haide! Oh, nu, o să le arate bidonul gol. O să afle cum am făcut farsa. Nu e decât un singur lucru de făcut, o să mă predau. Nu poate câștiga pariul dacă eu mărturisesc primul. Eu am făcut-o. Am vărsat limonada din fabrica de hârtie peste țevile care duc la tancul de sub pământ. Tank care spar de câțiva ani, iar limonada a ieșit la suprafață peste noapte și a făcut să arate ca și cum câinii de gheață au făcut în parcul dumneavoastră. Destul de clar, nu? Ah, și Jen, din moment ce am recunoscut, practic, ei n-au ghicit misterul, așa că îmi datorez 100 de dolari, surioară. Foarte bine. Dar am venit aici ca să-i aduc ofițerului Rogi cafea și gogoși. Andy Larkin, am știut de la început că tu ești. Așa, deci vandalizezi proprietatea publică, nu? Vinere a intrat într-o mare problemă. Mutra pe care o ai acum e neprețuită și m-a costat doar 100 de dolari. Andy, Jen mi-a povestit tot ce ai făcut. Sunt foarte supărată pe tine. Mamă, dacă vrei să mă pedepsești, e prea târziu. Fabrica de hârtie vrea să mute tancul de deșeuri, iar ofițerii Rugis mi-a ordonat să-i ajut. Ce mai maestru al farselor! O să-mi ia zile să mut tancul ăla. Nu cred că mai rezist. Iubito, am venit. Așa de vreme? Ți-ai luat liber pentru restul zilei? Da, exact. Și mâine, și poimâine, și tot așa până la infinit. Am fost concediat. De ce? Se pare că lui Timberley nu i-a convenit faptul că fiul tău a făcut atâta publicitate negativă fabricii. Sper că ești mulțumit acum. Of, toată familia va fi disprețuită și numai eu sunt de vină. Au!
Așa, aproape ai terminat de săpat rezervorul, nu? Da, poi mâine o altă echipă va veni ca să-l scoată din pământ. Problema e că încep dimineața și termin seara. Tu? Șeful și colegii mei îmi spun domnule, iar eu sunt omul cu mătura. Îmi pare rău să aud asta. În curând o să fie altfel, simt asta. Cât ai obținut la întrebarea 13? 9. Wow, serios? Eu eram foarte departe. Bun, dar la întrebarea 20? 9. Mamă, lasă-mă să dorm până la 9. Hei, trezește-te! Ți-ai făcut măcar lecțiile? Cine are timp de teme? Între școală și serviciu în folosul comunității nu mi-a mai rămas niciun pic de timp pentru mine. E, treaba asta pare serioasă. Ar trebui să o lași mai moale. Ah, nu, 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 nu eu, niciodată. Am făcut prea multe rele. Toată lumea e supărată pe mine. Gen, nu e supărată dacă te face să te simți mai bine. Râde tot timpul când se vorbește de tine. Asta este, nu mai fac farse niciodată. Taci din gură, spui numai prostii. Nu poți renunța, tu ești regele farselor. Este harul tău, ce o să mai faci în viață? Habar n-am, mă descurc destul de bine cu lopata, așa că o să mă înrolez și o să sap șanțul în lumea treia. Cel puțin în felul ăsta nu o să-l mai concedieze pe tata. Chiar așa, dar ce mai face taică tu? Păi să vedem, luni a vândut abonamente pentru revistă, marți a strâns cutii pentru reciclare, iar ieri spăla pe jos la Beans and Burger. Astăzi... Bună băieți! Tată? Cum ți se pare tricoul meu, a? Șeful meu spune că o să primești salariul minim pe economie în câțiva ani, parcă. Și e cam de vârsta ta, Andy. Oricum, trebuie să plec să împart fluturaș. Știai că belugas mănâncă o suprafață foarte mare din pădurea tropicală în fiecare an? Cineva trebuie să facă ceva. Nu prea e bun pentru asta, nu-i așa? Nu prea se pricepe la nimic decât la vechea lui slujbă, la moara de hârtie. Te-ai descurcat bine, puștule. Acum rezervorul ăsta e problema echipei de mâine. Du-te acasă. Hei, puștule, pleacă de acolo. Vrei cumva să te îmbolnăvești? E. Să mă îmbolnăvesc? De ce să mă îmbolnăvesc? Te duc undeva? Îți vine să crezi? Green Planet m-a concediat pentru că nu am vrut să-mi pun un amortizor pe mașină. Tată, cine era șeful operațiunii de golire a tancului acum 5 ani? Păi să vedem. Cred că bătrânul domn Crook. El spunea că a plătit cu banii noștri golirea rezervorului sau guvernul desfința fabrica. Tată, tu crezi că ai avea câteva ore libere? Andy, să știi că tot restul vieții mele este liber. Liniște, deșteptule! Vrei să ne audă toată lumea? Înspăimântător. Avem motiv să ne grăbim? Haide la treabă! Ce-a fost asta? Eu n-am auzit nimic. Hai, mișcă odată. Trebuie să golim rezervorul înainte ca echipa să vină mâine dimineață. De data asta sunt sigur că nu mi s-a mai părut. Ceva am râit. Acum îți e teamă de sculpturi de gheață? Am văzut odată un film în care un om de zăpadă a prins viață din cauza reziduurilor care îl acopereau. O, pentru numele lui Dumnezeu! Uite-te acolo! Te rog, nu-mi face rău! Nu am vrut să fie acoperit de reziduuri! Nu mi-am permis să golesc rezervorul mai devreme pentru că am pierdut banii angajaților la jocurile de noroc! Te rog, te implor! Ai prins ceva, tată? Am dat prea înainte. Nu mi-am permis să golesc rezervorul mai devreme pentru că am pierdut banii angajaților la jocurile de noroc. E uimitor ce poate face puțină gheață și niște artificii, nu-i așa? Îi datorăm foarte mult lui Andy Larkin, care a descoperit o mare primejdie ce ne-ar fi putut afecta parcul orașului și l-ar fi distrus.
Având în vedere ce a făcut domnul Croc, fabrica de hârtie s-a oferit să modifice cu totul parcul sub directa supraveghere a noului reangajat, domnul Larkin. Mulțumesc! Oricum n-aș fi reușit fără fiul meu, Andy. Putem face ceva pentru tine, Andy? E, acum, dacă tot ați spus... Ascultați! Primarul a abrogat propunerea 86. Câinii dau fericiți din coadă? M-au făcut erou! Păi, eu cred că au spus adevărul! O, te rog, nu-l încuraja! Ești invidioasă pentru că la sfârșit mi-am folosit harul ca să fac bine, nu-i așa? Ia terminați voi cu cearta! Hai să vă arăt mai bine unde se va construi piscina fabricii! Firar să fie de câini murdari!